Joci în Europa și dacă cucerești cupa, iar petrolul vrea să evolueze iar în cupele europene. Clubul a anunțat că a obținut licențele pentru sezonul 2014-2015, atât pentru Liga 1 cât și pentru competițiile de club UEFA. Iar acum vine rândul jucătorilor să ia biletele pentru o nouă finală a Cupei României. Răzvan Lucescu spunea că mediașul i-a purtat mereu noroc și iată că a reușit prima victorie de când este la Ploiești. Echipei merge bine în compania Astrei Giurgiu, Gruparea petrolistă nu a pierdut niciodată în fața acestui adversar în campionat sau în cupă și vrea ca în returul din semifinala de la Giurgiu să obțină calificarea în finala Cupei României. Galben albaștri au nevoie de un egal cu gol sau goluri, iar Lucescu Junior spune că detaliile vor face diferența, iar băieții sunt montați să dea totul. Răzvan Lucescu este convins că fanii petrolului vor fi lângă echipă pentru că acest lucru le dă forță și încredere. De partea cealaltă, Florin Marin spune că pentru el, dar și pentru club, este cel mai important meci. Antrenorul Astrei speră ca jucătorii să nu fie depășiți de miza partidei, iar dacă vor juca ce trebuie, este convins că se vor califica.